Bine ați revenit la probleme rezolvate, o categorie foarte importantă de probleme de termodinamică este cea a ciclurilor termodinamice. De foarte multe ori astfel de probleme apar la bacalaureat, la admiterea în facultate, la tot felul de examene de termodinamică. De aceea am ales pentru al doilea material din această serie o astfel de problemă. Să vedem textul. Ca să înțelegem corect problema, trebuie să reprezentăm ciclul în coordonate PV, numite și coordonate Clapeyron. Vedeți aici un astfel de sistem de coordonate, presiune, funcție de volum. Întâi trebuie să ne alegem un punct care reprezintă parametrii stării inițiale. În starea inițială avem volumul V1, presiunea P1, temperatura T1. Acum, problema spune că prima transformare este o comprimare izotermă. A apărut, după cum vedeți pe diagramă, această transformare. Ajungem în starea a doua. Apoi, urmează o destindere izobară, o puteți vedea acum și pe aceasta, și ajungem în starea a treia. Din nou o transformare izotermă, dar de data asta o destindere izotermă, o vedeți acum și pe aceasta, pe diagramă, și ciclul se închide cu o compresie izobară. Și ajungem din nou în starea întâi, ca la orice transformare ciclică. Deci avem transformări două izoterme și două izobare. Este bine să notați întotdeauna parametrii stărilor prin care trece sistemul termodinamic înainte de a vă apuca de rezolvat problema, pentru că altfel putem să greșim când folosim parametrii în ecuații. Să vedem. În starea întâi avem presiunea P1, volumul V1, temperatura T1. În starea a doua avem presiunea P2, volumul V2, dar temperatura este tot T1. N-are rost să o notăm altfel, pentru că transformarea 1-2 a fost izotermă. În starea a treia, presiunea rămâne tot pe 2, pentru că transformarea 2-3 este izobară. În schimb, s-au schimbat volumul și temperatura. Deci avem volumul V3 și temperatura n-are rost să notăm cu T3, pentru că n-a fost încă niciun T2. Așa că o notăm cu T indice 2. În starea a patra, temperatura rămâne aceeași, este tot T2, pentru că transformarea 3-4 a fost o transformare izotermă, iar presiunea este din nou P1. Pentru că transformarea 4-1 care urmează este o transformare izobară. Așa că parametrii în această stare sunt presiunea P1, volumul V4 și temperatura T2. Textul problemei mai spune că raportul presiunilor P2 supra P1 este egal cu 3. Iar raportul celor două temperaturi care apar în ciclul termodinamic, T2 pe T1, este egal cu 4. Și acum, dacă avem și ciclul desenat în coordonate Clapeyron, avem și parametrii celor patru stări și cunoaștem și niște relații între ei, putem începe să rezolvăm problema. La punctul A, ni se cere să calculăm randamentul acestui ciclu termodinamic. În general, randamentul unei mașini termice, unui motor termic, este raportul dintre lucrul mecanic pe care îl efectuează motorul termic respectiv și căldura pe care a primit-o. Cu alte cuvinte, randamentul ne spune, de fapt,
cât din căldura pe care o dăm unei mașini termice se transformă în lucru mecanic. Dacă randamentul este 50%, înseamnă că jumătate din căldura pe care o dăm motorului, acesta o poate transforma în lucru mecanic. Niciodată randamentul nu are valoarea 1. De unde vine această formulă? Dacă ați uitat, vă invit să vedeți sau să revedeți cursurile care vorbesc despre principiul al doilea al termodinamicii. Găsiți linkurile în descriere. Dar lucrul mecanic se poate exprima prin diferența dintre căldura pe care am dat-o și modul din căldura pe care o cedează mașina termică. În cuvinte mai simple, lucrul mecanic este diferența dintre câtă căldură dăm mașinii termice și câtă căldură luăm de la aceasta ca să o răcim. Căldura cedată. Trebuie să fie în modul, pentru că în termodinamică o căldură cedată este negativă. Și acum înseamnă că randamentul se mai poate scrie și, în loc de lucru mecanic, dacă scriu această diferență, QP supra QP, care e 1, minus modul din căldura cedată supra căldura primită. În calculul randamentului, uneori e mai comod să lucrăm cu această formulă, alteori cu această formulă. Depinde ce e mai ușor de calculat, lucrul mecanic sau căldurile. Eu voi lucra cu această formulă. În cazul problemei noastre, nu-i mare diferență de calcul între cele două moduri de a rezolva problema, adică folosind această formulă sau această formulă, dar eu voi lucra cu această formulă. Și asta înseamnă că trebuie să văd toate căldurile pe care le schimbă mașina termică pe parcursul unui ciclu și să determin care dintre ele este pozitivă, adică este căldură primită, și care este căldură cedată. Să le luăm pe rând. În prima transformare, transformarea izotermă, compresia izotermă. Puteți să urmăriți pe diagramă. În prima transformare, căldura schimbată cu exteriorul se calculează cu formula μRT logaritm natural din volumul final supra volumul inițial. Deci așa se calculează căldura schimbată de un sistem termodinamic cu exteriorul într-o transformare izotermă. În cazul nostru, voi avea Q1,2. Să o notez așa, Q1,2, pentru că se referă la transformarea 1,2. Va fi μR ori T1, temperatura este T1 pe această transformare, ori logaritm din volumul final este V2 și volumul inițial este V1. Dar pentru că V2 e mai mic decât V1, după cum puteți vedea pe diagramă, înseamnă că logaritmul este negativ, are o valoare negativă aici. Și înseamnă că această căldură este căldură cedată, e negativă. Urmează o transformare izobară. Într-o transformare izobară, căldura se calculează, la modul general, cu relația nu ori CP pe lângă temperatura finală minus temperatura inițială. În cazul nostru, căldura 2,3 va fi nu ori CP pe lângă temperatura finală este T2 și temperatura inițială este T1. Și pentru că T2 este mai mare decât T1, această căldură este pozitivă, este căldură primită. Acum urmează din nou o transformare izotermă și atunci căldura 3,4 va fi μRT2 de data asta. De data asta transformarea are loc la temperatura T2, logaritm natural din V4 pe V3. Și pentru că V4 e mai mare decât V3, logaritmul are valoare pozitivă de data asta și această căldură este pozitivă, adică este căldură primită. Și în fine,
avem transformarea 4-1, deci Q4-1, care este din nou izobară, și atunci căldura 4-1 va fi nu ori Cp pe lângă T1 minus T2, pentru că de data asta T1 este temperatura finală și T2 este temperatura inițială, și pentru că T1 e mai mic decât T2, această căldură este negativă. Deci, motorul termic descris de diagrama noastră primește căldură în transformările 2, 3 și 3, 4 și cedează căldură în transformarea 1, 2 și transformarea 4, 1. Și acum, dacă avem toate căldurile, putem să folosim această relație ca să calculăm randamentul. După cum vedeți, am scris aici expresiile căldurilor. Cele primite sunt scrise cu albastru și cele cedate cu roșu. Și acum putem folosi formula randamentului. Randamentul va fi 1 minus modul din căldura cedată, adică Q1,2 plus Q4,1. Q1,2 nu R T1 logaritm din, și acum pentru că am nevoie în modul de căldura respectivă de expresia ei, voi inversa raportul V2 pe V1. Voi avea logaritm din V1 pe V2 și atunci valoarea rămâne aceeași, dar se schimbă semnul. Q1,2 va fi atunci pozitivă. Logaritm din V1 supra V2. Și mai am căldură cedată Q4,1, adică plus nu ori Cp pe lângă, aici ca să ajung la o valoare pozitivă, o este T2 minus T1. Pe lângă T2 minus T1. Și acum am la numărător modul din suma căldurilor cedate de mașina termică. Și la numitor trebuie să am căldurile primite, adică Q2,3 plus Q3,4. Voi începe cu Q3,4, nu R T2 logaritm natural din V4 pe V3 plus nu ori Cp pe lângă T2 minus T1. Și avem această expresie care se vede că se poate imediat simplifica cu nu, cu numărul de moli. Și asta se întâmplă întotdeauna când calculăm randamentul. Randamentul nu depinde de numărul de moli. Și mai putem face ceva, pentru că problema spune că avem un gaz diatomic și nu spune nimic altceva, putem presupune că căldura molară la presiune constantă este 7 supra 2 R. Sau 3,5 R. Și atunci și R se va simplifica și rămânem cu următoarea expresie. 1 minus T1 ori logaritm natural din V1 pe V2 plus, aici am avut 7 pe 2 R, R s-a simplificat, rămâne doar 7 pe 2, adică 3,5 pe lângă T2 minus T1 supra, la numitor rămâne T2 înmulțit cu logaritm natural din V4 pe V3 plus, din nou, 3,5 pe lângă T2 minus T1. Dar, din această relație, din raportul temperaturilor, observăm că pe T2 îl putem scrie 4T1. Și atunci, mai putem simplifica, mai putem scăpa și de temperatură. Este 1 minus. Aici voi avea 4T1 minus T1, 3T1. Și aici la fel. Și aici voi avea 4T1. T1, 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 T1 apare peste tot, se poate simplifica și obțin logaritm din V1 supra V2 plus 3,5 înmulțit cu
Am avut 4 T1 minus T1, 3 T1, dar T1 s-a simplificat, deci înmulțit cu 3. Supra, aici am avut T2, adică 4 T1, deci rămâne 4 logaritm din V4 pe V3 și plus același lucru, 3,5 înmulțit cu 3. Mai trebuie să vedem ce facem cu raportul V1 pe V2 și cu raportul V4 pe V3, pentru că noi nu știm nimic despre volume. Dar legea transformării izoterme spune că produsul dintre presiune și volum este constant într-o astfel de transformare. Și atunci, pentru transformarea 1-2, putem scrie P1 înmulțit cu V1 este egal cu P2 ori V2. Și atunci raportul care ne interesează pe noi, V1 pe V2, V1 pe V2, este egal cu P2 supra P1. Iar pentru transformarea izotermă 3-4, putem scrie P2 înmulțit cu V3 este egal cu P1 înmulțit cu V4. Și de aici rezultă că raportul V4 pe V3, care ne interesează pe noi, este și el egal cu P2 supra P1. Așa că, din aceste două proporții, rezultă că raportul V1 pe V2 este egal cu raportul V4 pe V3 și mai mult decât atât știm și cât este, pentru că amândouă sunt egale cu raportul P2 pe P1, adică cu 3. Atât spune problema, că este raportul celor două presiuni. Și atunci randamentul va fi 1 minus logaritm natural din 3 plus 3,5 ori 3 este 10,5 supra de 4 ori logaritm natural din 3 plus 10,5. Și dacă o să faceți calculele ținând seama de faptul că logaritm natural din 3 este aproximativ 1,1, atunci veți găsi că această expresie are valoarea aproximativă de 0,22, ceea ce înseamnă că randamentul ciclului nostru este aproximativ 22%. Și am răspuns în acest fel la prima întrebare. La punctul B avem întrebarea: pentru ce raport al temperaturilor un ciclu Carnot ar avea același randament cu ciclul din problema noastră? După cum sunt sigur că știți, randamentul unui ciclu Carnot depinde numai de temperatura sursei calde, temperatura mai ridicată, și temperatura sursei reci, temperatura mai coborâtă, și se poate calcula cu formula 1 minus T2 pe T1, unde T2 este temperatura sursei reci și T1 este temperatura sursei calde. Și de aici rezultă că raportul T2 pe T1 este 1 minus eta. Deci trebuie să scădem din 1 randamentul. În cazul nostru, randamentul are valoare aproximativă 0,22 și înseamnă că raportul T2 pe T1 este 1 minus 0,22, adică este egal cu 0,78. Și raportul invers, adică temperatura mai ridicată supra temperatura mai josă, pe care vrem noi să-l găsim, va fi 1 supra 0,78, care este aproximativ 1,3. Deci, dacă ciclul nostru ar fi fost un ciclu Carnot, ar fi fost suficient un raport al temperaturilor de 1,3 ca să aibă randamentul de 22%. Dar pentru că ciclul nostru nu este un ciclu Carnot,
și are randamentul mai prost decât ciclul Carnot, el are nevoie de un raport al temperaturilor egal cu 4 pentru a obține randamentul de 22%. Punctul C ne cere să calculăm puterea unui motor ipotetic care ar funcționa după ciclul din problemă dacă ar primi de la sursa caldă 10 megajouli căldură pe minut. Puterea este lucrul mecanic pe care îl poate efectua motorul respectiv împărțit la timpul în care poate el efectua acest lucru mecanic. Și mai știm că randamentul este raportul dintre acest lucru mecanic și căldura pe care o primește mașina termică. Și atunci lucrul mecanic se poate scrie randamentul înmulțit cu căldura primită. Și vom avea pentru putere atunci expresia randamentul înmulțit cu căldura primită, lucru mecanic a fost la numărător, supra delta T. Adică în cazul problemei noastre, 0,22 înmulțit cu căldura primită 10 megajouli, adică 10 ori 10 la a 6-a jouli, supra această căldură este primită într-un minut, adică în 60 de secunde. 10 cu 60 se simplifică. Dacă faceți calculele, veți găsi că puterea are valoarea aproximativă de 36,7 kW. Sau dacă împărțiți la 0,735, ca să găsiți rezultatul în cai putere, veți găsi puterea de aproximativ 50 de cai putere. Și am răspuns și la întrebarea a treia. Ultima întrebare, întrebarea D. Care arie este mai mare? Aria de sub izobara 2-3, pe care o vedeți în diagrama aceasta, sau aria de sub izobara 4-1, pe care o vedeți în diagrama de jos? Sau acum puteți vedea ambele arii reprezentate pe aceeași diagramă. Observați că există o zonă în care ariile se suprapun, dar asta nu are importanță. Noi vrem doar să găsim care dintre ele este mai mare. Sunt sigur din nou că știți cu toții că aria de sub linia care reprezintă o transformare termodinamică într-o diagramă Clapeyron, atenție, ceea ce spun acum e adevărat numai într-o diagramă Clapeyron, deci aria de sub transformare este numeric egală, dacă folosim unitățile de măsură adecvate, cu lucrul mecanic efectuat în transformarea respectivă. Iar lucrul mecanic, în general, într-o transformare izobară, se calculează cu relația P înmulțit cu delta V. Și atunci, lucrul mecanic pentru transformarea izobară 2-3, L indice 2-3, va fi P2 pe lângă V3 minus V2. Iar lucrul mecanic pentru transformarea 4-1 va fi P1 pe lângă V1 minus V4. V1 fiind mai mic decât V4, acest lucru mecanic este negativ. Dar pe noi ne interesează aria corespunzătoare lui, așa că vom lua acest lucru mecanic în modul. L4-1 în modul este P1 pe lângă V4 minus V1. Și atunci ar trebui să comparăm acest lucru mecanic cu acest lucru mecanic ca să răspundem la întrebarea care arie este mai mare. Dar e greu să facem acest lucru. Trebuie să ne folosim de o grămadă de relații pe care le știm sau pe care le găsim în problemă. Din fericire, lucrul mecanic într-o transformare izobară se poate calcula și altfel. Și anume să ne gândim la o transformare izobară în care sistemul trece dintr-o stare 1 într-o stare 2 și aici am parametrii P
V1, T1 și aici am parametrii P, V2, T2. Ecuația de stare pentru prima stare se poate scrie P ori V1 este egal cu nu R T1 și pentru starea a doua, aici presiunea este tot P, P ori V2 este egal cu nu R T2. Și atunci putem exprima volumele din această expresie. Aici am P pe lângă volumul final minus volumul inițial. Și anume, volumul inițial este nu R T1 supra P și volumul final este nu R T2 supra P. Și dacă înlocuiesc V1 și V2 aici, V1 fiind volumul inițial, V2 fiind volumul final, se observă că presiunea se simplifică. Și obținem că lucrul mecanic, într-o transformare izobară, se poate calcula și cu relația nu R ori delta T. Și acum lucrurile au devenit foarte simple, pentru că în problema noastră avem doar două temperaturi. Ciclul nostru are doar două temperaturi, T1 și T2. Și atunci lucrul mecanic 2,3, care va fi nu R ori delta T, va fi egal cu modul din lucrul mecanic 4,1, care va fi tot nu ori R ori delta T. Doar că pe delta T trebuie să-l luăm inversat ca să fie în modul exprimat lucrul mecanic. Și răspunsul este, deci, că cele două arii sunt egale. Pentru că și lucrul mecanic 2,3 este egal cu lucrul mecanic 4,1. Și atenție! Pentru că presiunea P1 este mai mică decât presiunea P2, înseamnă că diferența V1 minus V4, V4 minus V1 dacă lucrăm în modul, trebuie să fie mai mare decât diferența V3 minus V2. Și asta înseamnă că forma corectă a ciclului despre care am vorbit astăzi este cea pe care o vedeți aici. Adică lungimea segmentului care reprezintă transformarea izobară 4,1 este mai mare decât lungimea segmentului care reprezintă transformarea izobară 2,3. Aceasta este forma corectă a diagramei acestui ciclu și nu cea pe care o vedem, din păcate, în multe culegeri de probleme care prezintă același ciclu și care arată așa cum vedeți jos. Deci forma corectă este cea pe care l-am arătat-o până acum. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!